Adrian Nesta să intervine în scandalul dintre Dencil și Iohannis pe tema mutrii ambasadei la Ierusalim. Critici la adresa guvernului. Fostul premier Adrian Nesta a criticat, la Adevărul Live, intenția guvernului Dencil de a muta ambasada României de la Tel Aviv la Ierusalim pentru ce încalc prevederile de drept internațional, sublinierei rezoluțiile ONU. Răspunsul ar trebui să fie dat de o revizuire a Constituției. Noi avem o formulă de decizie duală în forma executivului, presubliniere dintele sublinierei premierul. Este o soluție care va produce tensiuni, sublinierei incapacitatea de formul politic consensual. Avem o succesiune de coarbitri între un presubliniere dinte de o culoare, sublinierei premier de alt culoare. Avem două variante extreme, fie republic prezidențial, fie republic parlamentar. Altfel, din aceste ciocniri nu va ieși, sublinierei, nimic bun. Când presubliniere dintele spune ce a convocat-o pe Viorica Dencil la Palatul Cotroceni, arată o relație de subordonare. Poate ce sublinierei Parlamentul trebuia consultat în chestiunea mutrii ambasadei la Ierusalim. Nu putem accepta o situație de fapt ca o situație de drept. S-ar putea să vină sublinierei să spun, de ce nu acceptați situația de fapt din Crimea? Punct. Decizia nu are justificare din punct de vedere al dreptului internațional. Sunt 13 rezoluții al Consiliului ONU, sublinierei al Consiliului de Securitate. Din punct de vedere politic, poate să existe o anumită justificare. România, ca subliniere ISUA, nu mai poate să invoce statutul de mediator în relația dintre arabii, subliniere israelieni, ci a devenit parte în acest conflict, ceea ce ne pune într-o situație de adversitate cu lumea arabă. Mai e sublinierei poziția UE. Noi vrem să prelume cu succes presubliniere din CIA UE, dar care va fi situația presubliniere dintelui la Consiliul European când el va trebui să se prezinte cu o situație complet diferit fac de ceilalți lideri europeni? E nevoie de o analiză foarte serios de riscuri versus beneficii. N-am văzut o asemenea analiză. Poate a fost secret. Această divergență de abordare va marca statutul României. Relațiile mele cu premierul Netanyahu au fost excelente, a fost la cornu. Interesele Israelului sunt foarte clare. Interesul lui Trump pentru a obține un sprijin din partea lobby-ului evreiesc din SUA este evident. Care e interesul nostru? Sat a fost consultat? Zona serviciilor? Răspunsul meu este de tip rabinic. Sper ca deciziile care se vor lua vor fi corecte, a spus Adrian Nestase, întrebat cum vede cearta dintre guvern, sublinierei presubliniere din CIE pe mutarea ambasadei la Ierusalim.